Bun găsit! Profesorul Vlad Ciurea a fost infectat cu SARS-CoV-2 și ne povestește cât se poate de sincer că parcă a trecut prin iad. Discutăm împreună astăzi despre noul vaccin anticovid și le mai dă și sfaturi tuturor celor care nu știu încă dacă să se imunizeze sau nu cu acest ser. Domnule profesor, cum vedeți acest vaccin anticovid în contextul în care dumneavoastră ați și trecut prin această boală? Primul că vaccinarea este obligatorie. Vrem să scăpăm de această pandemie. Întreaga lume luptă împotriva acestui virus, de care știm cu toți. Și au apărut și tulpinile noi. Deci noi trebuie ca să găsim o soluție de luptă. Altă soluție nu există. Așa a fost eradicată și variola, poliomielita, difteria, care la fel sunt în jos, datorită tocmai vaccinării. Acest vaccin îl văd obligatoriu, necesar, sigur și eficient. Totuși, foarte mulți medici spun că nu există siguranță în medicină și că nimic nu e sigur până la urmă. Niciodată, medicina nu este matematică. Deci să nu vorbim oarecum de acest vaccin, că e sigur, așa spun ei. Niciodată medicina nu este ca matematică. 2 cu 2 nu fac 4 medicini, pentru că este individul. Deci, dumneavoastră, familia dumneavoastră, eu, reacționăm în mod complet diferit și cei care ne ascultă. Și apoi avem acele adăugări. Noi spunem comorbidități, obezitate, diabet. Cum vom reacționa? Totuși, foarte multă lume se teme de acest vaccin pentru că este nou, pentru că se folosește o tehnică nouă, RNA mesager. Deci, până la urmă, ar trebui să avem încredere în el sau nu? Trebuie să avem încredere tehnică, în el. Tehnica, da. Exact tehnica. N-are rost ca să-i explic. Deci, un RNA-ul mesager face de așa natură ca eu, organism, să mă lupt cu virusul. Ca să mă lupt cu virusul, mi se induce un spin. Mă ciupește cineva și atunci ies la luptă. Altfel nu pot. Eu stau calm și foarte bine liniștit și aștept totul să pice din cer. Nu. Trebuie ca să fiu activat. Cine mă activează? Cum a spus dumneavoastră, acel RNA mesager care mă produce, eu întreg mecanism, îmi produce ca un element esențial, se numește proteina S. Când organismul meu a apărut, constată că există proteina S, toate elementele de apărare din organism se încolonează ca și niște cohorte romane, ies la luptă, sunt limfocitele T, cu săbii, cu scuturi, cu coifuri și pleacă la bătălie. Ei nu recunosc virusul, de exemplu, ca să se lupte cu el, dar recunosc proteina S și pleacă acești soldați care noi îi numim anticorpi. Care aveți dumneavoastră, cei care ne ascultă, îi am și eu. I-am după boală, i-am chiar foarte ridicați, ceea ce mă bucură. Așa cum ați spus, ați trecut și dumneavoastră prin această boală. Cum a fost? Rău. N-a fost niciun caz bine. M-ați întrebat mai înainte dacă vreau să mai trec o dată. Nu mai vreau să mai trec, mi-ajunge o dată. Dar am trecut și am trecut prin trei elemente. În primul rând, n-am făcut niciun pas fără să nu mă întreb infecționistul. De la ESOP a spus că cea mai frecventă și mai bună meserie să fii cu sfaturile la doctor. Te doare măseaua 20 de doctor. Asta facem și noi, dăm sfaturi. Toți ne pricepem la medicină. Nu! Am zis, eu sunt pacientul. Spune-mi exact ce să fac. Și am avut, în afară de starea de oboseală, am avut miros, am avut gust, dar starea de oboseală mă supăra, am tușit un pic, mai nimic să zicem. Mi-a ieșit testul pozitiv, clipa în care m-a izolat infecționistul acasă, rămâneți acasă, am rămas. Și după care mi-au luat analizele, aveau stat analizele, mi-a făcut un CT pulmonar și s-a speriat. Și mi-a pus varianta, acasă sau la spital? Nu, la spital. Deci aveați afectare pulmonară? Da, sigur. Asimptomatic fiind? Asimptomatic. E important. Dar de-aia și oscilat între casă și așa. Dom'le, numai decât de-aia să inventați spitalul. Aici este dereglarea. Lasă că merge. Și da, foarte multă lume stă acasă sau nu merge și se ajunge prea târziu și de aceea se ajunge aici la deces. Aici s-a produs decompensare. Chiar și profesori universitari, specialiști, doctori, au stat acasă. Lasă că merge. Virusul are o chestiune foarte urâtă din partea lui. Te amețește, am avut și acea amețeală, ceață cerebrală, brain fog, am avut, parcă nu eram în apele mele, nu mă adunam total. Și îți dă starea aceasta. Și apoi te invadează dintr-o dată, iar invadarea care este, e la nivel de epitelii, pulmonar, miocardic, digestiv. Deci puteți spune că ați simțit niște lucruri pe care nu le-ați simțit niciodată până la această vârstă? Da. Da, pentru că foarte mulți oameni infectați spun fix lucrul acesta, că au simțit niște lucruri pe care nu le-au simțit niciodată.
Da, și care nu le mai doresc. Da. Nimănui. Nici celor care le ascultă. Nu mai doresc să trec prin... Am zis că am trecut prin iad și aici am luat o frază a lui Churchill. Dacă ai intrat, treci mai departe, nu te opri. Am fost tot timpul foarte optimist. Mă fac bine, mă fac bine, mă fac bine. M-am rugat. Și m-am și rugat la cel de sus. Și am reușit. Motiv pentru care vă veți vaccina în momentul în care nu mai aveți anticorp? Am anticorp până în luna aprilie, dar altfel nu se poate. Nici nu se poate circula în lume fără anticorp, fără vaccinat. Le dați și un sfat tuturor celor care se uită la noi și nu sunt chiar convinși să meargă la vaccinare? Este foarte simplu. Indiferent de vârstă, indiferent de bolile asociate, indiferent de condițiile în care vă aflați, ca să putem să evoluăm toată țara, toată economia, să fim iarăși, țară frumoasă suntem, da. Să fim și o țară sănătoasă, trebuie să ne vaccinăm. Dacă numai stăm în izolare, cu mască, cu spălare, cu igienă, cu distanțare, perfect, toate sunt bune, dar trebuie să ducem o viață normală. Ne îmbolnăvim și psihic dacă psihic, mai stăm mult mai așa închiși. Afectarea cerebrală este totală. Mulțumim mult pentru aceste recomandări. Ne revedem și mâine, așadar, sănătate multă!